concurenții au sărbătorit ziua lui Mihai până la urmă, chiar dacă lui Hatigei s-a spus că nu se poate astăzi și rămâne pentru mâine, pentru că știau că pregătesc gongul. Iată că s-au deschis puțin ușile după acest gong pentru a sărbători ziua lui Mihai. El a fost impresionat până la lacrimi, a plâns minute bune, probabil din cauza emoțiilor sau poate pentru că era fericit și așa și-a exprimat el sentimentele din momentul respectiv. A îmbrățișat-o pe Hatige, a pupat toți concurenții care au venit să-l felicite și să-i ureze la mulți ani și toate cele bune. A deschis și o sticlă de șampanie și a servit pe fiecare, după care el a băut direct din sticlă. După reacția lui, cred că nu se aștepta la așa surpriză sau poate nu se mai aștepta în noaptea aceasta. Îi urăm și noi la mulți ani să fie fericit și tot ceea ce își dorește, să aibă parte de iubirea la care a visat alături de Hatige.